În zilele noastre, multe vedete promovează boile cu gheață și susțin că au multe beneficii. Vedetele spun că ajută la un somn mai bun, la reducerea durerilor musculare, la îmbunătățirea sistemului imunitar și multe altele. Află în cele ce urmează adevărul despre această tendință și ce spune știința despre această practică. Dacă îți este interesant subiectul, avem nevoie de suportul tău. Cu fiecare abonare, comentariu sau like, ne ajuți să progresăm. Pe diferite rețele de socializare, există un număr mare de postări legate de boile cu gheață și posibilele lor beneficii. Videoclipurile cu acest subiect au în prezent peste 500 de milioane de vizualizări, parțial. Această tendință este inspirată de metoda Wim Hof al cărei nume vine de la un expert olandez în sporturi extreme practicate la temperaturi scăzute, pe lângă scufundarea în apă, această metodă include și tehnici de respirație. Nu există o definiție exactă a ceea ce este o baie cu gheață. Mulți sugerează ca temperatura apei să fie de 15 grade Celsius adică mult mai mică decât cea a unui duș rece. De asemenea, scufundarea în apă până la gât loc cel puțin 10 până la 15 minute, unii merg puțin mai departe și intră în râuri sau iazuri înghețate chiar și în plină iarnă, este important de remarcat faptul că această tehnică este folosită de mult timp de sportivi de etilă. Să vedem de ce sunt atât de recomandate boile cu gheață. Scufundarea membrelor în apă cu gheață ajută la recuperarea după activitatea fizică prevenind probleme precum crampele sau accidentările. Acest lucru poate fi deosebit de necesar pentru cei care au avut o zi lungă și chiar pentru cei care trebuie să se antreneze sau să concureze de mai multe ori în aceeași zi. Boile cu gheață sunt recomandate și celor care au suferit accidentări. Sunt utile și pentru ameliorarea durerilor și tensiunii musculare a doua zi după o competiție sau un antrenament intens, desigur. Cea mai bună metodă în acest ultim caz este întinderea la finalul rutinei. Un alt beneficiu al băilor cu gheață este întărirea sistemului imunitar. Acest aspect este evidențiat și de metoda Wim Hof, deoarece omul de gheață, așa cum este numit sportivul olandez are un răspuns imun foarte bun. Băile cu apă rece pot îmbunătăți circulația. Din acest motiv, pot contribui la reducerea riscului cardiovascular. O baie în apă rece, sub 20 grade Celsius, timp de cel puțin 5 minute poate accelera metabolismul. Organismul lucrând pentru a arde mai multă energie, prin urmare, băile cu gheață pot contribui la pierderea în greutate. O baie cu gheață este o modalitate de a răci corpul mai repede în caz de insulație sau după un antrenament intens. Există o asociere între scufundarea în apă cu gheață și îmbunătățirea dispoziției, deoarece apare o creștere a nivelului de dopamină ceea ce ameleorează simptomele de anxietate și depresie. Înotul în apă foarte rece poate ajuta la reducerea nivelului de stres. Totuși, nu este clar dacă acest beneficiu se datorează boilor cu gheață sau activității fizice. Persoanele obișnuite să facă boi cu gheață spun că se relaxează și pot dormi mai bine, obținând o odihnă mai plăcută și cu efecte de lungă durată. Au fost efectuate diverse investigații care oferă o bază solidă pentru unele dintre aceste afirmații. O analiză din 2012 a constatat că scufundarea în apă rece poate ajuta la Reducerea durerii musculare cu debut întârziat, 24 de ore sau mai mult după activitatea fizică. Acest studiu a arătat o intensificare a metabolismului. Deși acest lucru nu este neapărat legat de pierderea în greutate, alte cercetări confirmă relația dintre boile cu gheață, starea de spirit îmbunătățită și ameliorarea simptomelor de depresie. Există studii care au dovedit impactul pozitiv al băilor cu gheață asupra sistemului imunitar. În combinație cu meditația și respirația controlată. Rezultatele acestor cercetări sugerează faptul că inflamația și riscul cardiovascular pot fi reduse. În ceea ce privește calitatea somnului, a fost realizat un studiu comparativ pe un grup de bicicliști, dar nu s-au găsit dovezi în favoarea scufundării în apă rece. Deși unele dintre beneficiile băilor cu gheață au fost confirmate, sunt necesare mai multe cercetări pentru a ajunge la concluzii clare. Unele dintre aceste lucrări de cercetare au analizat persoane care desfășoară și activități sportive, deși este adevărat că expunerea la apă rece ajută la eliberarea endorfinelor și crește nivelul de dopamină. Aceste efecte pot fi o consecință a exercițiilor fizice, același lucru este valabil și pentru studiile în care, pe lângă baia cu apă rece. Subiecții au meditat și au folosit tehnici de respirație speciale. Efectul placebo al boilor cu gheață asupra stării de spirit nu trebuie subestimat. În acest caz, este posibil ca percepția pozitivă a oamenilor să fie cea care îi ajută să se simtă mai bine. Nu toată lumea se va bucura de beneficiile atribuite boilor cu gheață. La unii oameni este posibil să apară efectul opus dacă scufundarea în apă cu gheață are loc timp de câteva minute. Pierderea de căldură poate provoca diverse probleme, inclusiv hipotermie. Prin urmare, în cazul în care doriți să faceți acest lucru, nu trebuie să începeți brusc ci trebuie să vă obișnuiți treptat temperaturile scăzute. Boile cu gheață nu sunt recomandate sub nicio formă celor cu anumite probleme de sănătate, cum ar fi pacienții cu boala reinaud sau cu antecedente de boli de inimă. Luați în considerare alternativele, activități precum întinderea după antrenament. Exercițiile fizice regulate sau meditația pot ajuta la obținerea acelorași beneficii, fără a implica atât de mult riscuri pentru sănătate. Mulțumim pentru vizionare! Iar dacă v-a plăcut videoul, nu uitați să dați like și să vă abonați la canalul nostru de YouTube.